Intrat în echipa PSD, primarul comunei Alexandru cel Bun, Ioan Rotaru, a explicat în felul său mucalit trecerea sa prin politică și prin mai multe formațiuni politice și întoarcerea la socialdemocrație, prima sa iubire politică. Sunt iubit, am fost o perioadă când n-am fost iubit, așa în viață, te despart de soție, după o vezi că e foarte frumoasă, o iei de la capăt, îi mai faci câteva lecții de dragoste, mai faci un copil și mergi mai departe și iată că ajungi unde trebuie. Mulți dintre telespectatori își mai amintesc poate de o altă intervenție de acest gen, când în mandatul portocaliu al președintelui Vasile Pruteanu se lupta cu majoritatea din Consiliul Județean de atunci pentru a primi fonduri pentru susținerea cheltuielilor sanatorului de la Bisericani, ce depășea posibilitățile bugetului local, în cârca căruia fusese aruncat spitalul TBC. Înfuriat la culme de refuzul consilierilor județeni de atunci de a aloca fonduri, Ioan Rotaru nu s-a sfiat să le arunce în obraz vorbe grele, cu reproșuri directe la lipsa de curaj și cu aluzii la sânge din instalațiile Elenei Udrea, cu referire la curajul acesteia de a lua decizii în momente importante.